Microbuzele donate de Guvernul României pentru școlile din raioanele țării au început a fi transmise către direcțiile de învățământ și instituțiile școlare. Cele mai multe unități de transport, 10 la număr, au ajuns în raionul Orhei. Într-adevăr, raionul Orhei a avut 63 de școli, în urma optimizării am rămas cu 50 de școli, dar până acum beneficiam de niște servicii de la niște agenți economici care nu erau atât de confortabile pentru instituțiile școlare, pentru și chiar managerii tot timpul ridicau aceste întrebări când o să avem transportul nostru ca să ne coste o leacă mai ieftin și în primul rând mai comod. Credem că de astăzi înainte această problemă este hotărâtă și copiii cei care se deplasează s-au deplasat și vor fi deplasați vor avea niște comodități deosebite, fiindcă într-adevăr avem niște transporte extraordinar de frumoase, încăpătoare, bune, care calde, care eu cred că vor fi apreciate nu numai de copii, dar și de părinți și de pedagogi și de întreaga societate. Aici au ajuns microbuzele școlare din donația Guvernului Republicii Moldova. Este o donație în valoare de 3 milioane de euro, 100 de microbuze școlare care sunt distribuite pe întreg teritoriul țării în funcție de necesități. Pentru că avem raioane unde se transportă mai mulți elevi, avem raioane în care anterior am acordat mijloace de transport. Iată, ținând cont de toți acești indicatori, pentru raionul Orhei am decis că trebuie să alocăm aceste 10 mijloace de transport. Ați auzit și dumneavoastră mai devreme care este lista instituțiilor care vor beneficia de aceste mijloace de transport. Sunt și pentru transportarea copiilor la treapta gimnazială, dar și la cea liceală și facem acest lucru pentru ca să ne asigurăm că toți copiii sunt transportați în cele mai bune condiții. Potrivit managerilor instituțiilor de învățământ din Orhei, această donație este așteptată de mai mult timp, atât de profesori, părinți și copii. Problema transportului copiilor avem și în gimnaziu îi transportăm de la Butuceni la Tribujeni. Așteaptă copiii cu nerăbdare și părinții acest lucru. Cred că este numai și numai spre binele copiilor. Aici se vede grija Guvernului, Ministerului față de viața și sănătatea copilului, pentru că ei trebuie spuși pe primul plan la etapa actuală, deoarece ei sunt viitorul nostru. 2 ani la rând copiii au fost transportați de către alt autocar, tot a direcției învățământ Orhei, care transporta copiii. Dar în prezent el transportă numai copiii de la Izvoare la Șercani. Și din luna septembrie și octombrie închiriem un autocar de la Orhei, care zilnic face naveta Orhei-Șercani-Biești, Șercani-Orhei. Sunt niște cheltuieli în plus. Sperăm că acum vom fi mai economi la aceste cheltuieli. De această donație s-au bucurat și șoferii care vor transporta elevii. Transportăm zile de la Butuceni, de la Morovai, la Trebujeni. Era un transport, se vede, tot de la primărie, dar mai defectat, mai vechi, mai știți cum. În genere e foarte bine. Mulțumim Uniunii Europene. Cu Rusia nu a fost niciodată așa. A fost o donație foarte plăcută pentru copii, să fie mai ușor să joacă la școală. Pentru copii e un cadou tare bun. I-a dus de la Hrișdieni, la Berezloși, la școală. Cele 100 de microbuze școlare, valoarea cărora se cifrează la aproape 3 milioane de euro, reprezintă o donație din partea Guvernului României.